Ne vedem? Ne auzim? Bineînțeles! Bună ziua, bună ziua! Salutare, salutare! Bine ați revenit din nou pe canalul Mașini, Bere și Motoare. Ne aflăm astăzi într-un GTR, GTR-ul lui Marius. Câțiva dintre voi îl cunosc. Pentru cei care nu-l cunosc, o să încerc să fac un mic review astăzi. Mergem să facem niște poze la mașină, pentru că Marius vrea să vândă mașina. De fapt, nu este 100% hotărât că vrea să o vândă. A zis că hai să facem niște poze și na, văd eu dacă o pun sau nu o pun la vânzare. Ține foarte mult la mașina asta, o are de, nu știu, de un an și ceva, dar a lucrat mult la ea, inclusiv el și alții, specialiști în GTR-uri și da, are un fel de soft spot, să zicem așa, știi? Deci cam ține la mașina asta. Deși eu am încercat să explic de multe ori, bă, nu o folosești, n-ai rost să ții două mașini, dacă una nu o folosești. Foarte rar, cel puțin acum n-am mai pornit-o de vreo două luni jumate. Na, și o să încerc să fac și un mic review rapid, dacă putem, sper să putem, sper să avem timpul necesar și să vă prezint puțin mașina și da, cam aia e. Hai că ne vedem acolo. Probabil cea mai spectaculoasă și complicată în același timp mașină care o să existe pe canalul meu. De ce zic treaba asta? Pentru că este vorba despre un Nissan R33 GTR care inițial a avut un motor de 2.6 și acum are motorul de 3.2. Motorul de 3.2 fiind un motor destul de rar, destul de scump, e o modificare pe care nu mulți aleg să o facă. Și am petrecut vreo 15-20 minute alături de proprietarul mașinii ca să încercăm să înțelegem tot specul motorului. Sunt foarte multe chestii de spus. Nu o să intru exact în toate detaliile, pentru că, după cum am zis, am stat 15 minute să găsim tot specul, exact ce s-a făcut la motor. Deci s-a scos motorul afară, standard, și s-a modificat absolut tot. Tot ce e sub capota asta, nu mai e nimic de fabrică. Ca să intru puțin în detalii, este vorba despre un motor 3.2 cu pistoane nitro de 86,5 mm, injectoare de 1200, baia de ulei mărită, adică modificată,
Pe admise și pe evacuare sunt valvele SuperTech, care sunt cunoscute și sunt foarte bune. Chiloasa este polișată și portată. Axele cu came sunt Tometei 275 de grade, după care urmează Tomei Lifter, admisia Greedy, clapetă de accelerație modificată, o turbină Precision cu un timp de reacție foarte bun, 68-70 generația a doua, pompa de ulei este cu debit mărit Greedy, o pompă de apă N1, răcitorul pentru ulei este Trust, un extra radiator pentru răcirea de apă și sau a antigelului, o rampă de benzină de la Greedy pentru injecție, pentru răcirea motorului avem un radiator HKS, o pompă de benzină modificată, exact aceeași pompă de benzină care se folosește și la Bugatti Veyron, un sistem de evacuare complet modificat de la manifold, adică de la galerie până în spate, un calculator G4 Link Plus, cutia de viteze Gear Trax în 6 viteze, ambreiaj Racing din 3 plăci OS Geekon, sistemul de frânare complet modificat folosind piesele de la Alcon Brakes, urmat de o suspensie HKS Racing, și în final avem roțile Rota, care sunt de 18 inci. Mașina are tracțiune față-spate, deci este 4x4 și este făcută special pentru drag racing. Adică are o configurație pentru drag racing. Ok, toate denumirile astea știu că nu înseamnă absolut nimic pentru voi și pentru mine sunt denumiri science fiction, dar sunt sigur că cei care sunt în domeniu știu despre ce vorbesc, care nu sunt în domeniu vă puteți informa. O să ridicăm capota imediat ca să vedeți și motorul acestei bestii, dar să revenim puțin la istoria acestei mașini. Mașina a fost cumpărată acum un an și jumătate de către Marius. Era destul de stoc când a cumpărat mașina și a ales varianta 4x4 special pentru drag racing, pentru că la puterile de 7-800 de cai, 900 de cai, dacă ai tracțiune doar spate, destul de complicat ca să ai o plecare bună. Sincer, nu știu în cât face suta mașina asta, dar pot să spun că este foarte, foarte rapidă. Atâta timp cât nimerești lanciul control să fie perfect, sunt ferm convins că face sub 3 secunde suta. Viteză maximă, peste 300 de km la oră. Să zicem că am fost în Germania cu mașina asta și am atins 280 pe autobandă, pentru că în Anglia nu e legal să faci treaba asta și încă mai avea gaz, deci mașina merge peste 300 km la oră fără probleme, într-un timp destul de scurt. O altă chestie interesantă de menționat ar fi faptul că mașina asta are două pompe de benzină ca să facă față debitului mare care are nevoie motorul ăsta și nu cred că e mașina perfectă, ca să mă întrebați cât consumă. Consumă mult pentru că are putere și în momentul când o pui la treabă îi place să bea multă, multă benzină. La partea de interior, mașina este destul de stoc. Marius încă nu a umblat la interior, a lucrat foarte mult pe motor și probabil nu puneți așa mult preț pe o mașină care arată destul de standard, pentru că exact asta s-a și vrut, ca mașina să rămână exterior sau estetic destul de standard. Ce are în plus ar fi lipul ăsta de carbon și în rest este destul de standard. Roțile, care sunt puțin scoase în exterior ca să-ți dea un pic senzația aia de stance și cam atât. E un fel de slipper, dacă putem să zicem așa, și exact asta a fost și intenția lui Marius, ca să nu îți dai seama cu ce mașină ai de-a face. Celălalt Nissan GT-R pe care îl are e foarte modificat și la exterior, bările, față, spate, îți dă senzația de o mașină puternică. În schimb, asta putem zicem că e un slipper. Bun, hai să ridicăm puțin capota, să filmăm și la motor, pentru că aici ai toată partea interesantă. Cam așa arată un motor complet modificat. Nici nu știu dacă mai îi ceva standard la mașina asta. Turbina, inițial a avut două turbine, dar a făcut conversia și a rămas doar la o turbină. Nu știu. Sincer, habar nu am să explic ce aici. Sunt foarte multe chestii pe care nu le vezi la o mașină normală. Pot să zic că e o operă de artă acest motor. Asta ar fi motorul de 3.2, motor destul de rar și o modificare sau un upgrade destul de scump.
nu știu, să intru în costuri, să nu intru în costuri. Hai să intrăm puțin și în costuri ca să vă faceți o idee despre ce înseamnă aceste mașini. Prețul de achiziție al acestei mașini e undeva în funcție de condiția mașinii și aș putea zice undeva între 25-30 de mii de lire. Bun, aia vorbim de motorul standard, motorul 2.6, probabil puțin modificat, 400-500 de cai. E, la aceste mașini, fiecare 100 de cai te costă foarte mult și în același moment reduci foarte mult și din fiabilitate. În sensul că dacă o duci undeva la 1000 de cai, Marius poate să ducă mașina asta la 1000 de cai foarte ușor. Practic pune o turbină mai mare și tot ce are în rest aici e compatibil pentru 1000 de cai. Dar cu fiecare 100 de cai reduci foarte, foarte mult fiabilitatea motorului. Și scopul lui a fost ca să utilizeze această mașină și în viața de zi cu zi, nu doar la curse. Dar dacă o duci la 1000 de cai, nu vei mai putea face treaba asta pentru că mașina o să se încingă, ai nevoie de extra răcitoare, ai nevoie de gheață, ai nevoie de foarte multe chestii ca să păstrezi motorul în temperatura optimă. Pentru că e foarte ușor de modificat o mașină, e mai complicat de păstrat temperatura. Probabil mulți dintre voi sunt curioși de costurile acestei mașini sau cât costă să faci o mașină de 800 de cai. E bine, această mașină a fost achiziționată, dacă nu mă înșel, cu 28.000 de lire, exact. Avea motorul de 2.6 puțin modificat. Cred că avea la momentul respectiv la 480-500 de cai. Marius, cum e Marius, a bubuit motorul ăla și a fost ocazia perfectă ca să facă un upgrade. Și s-a gândit că dacă tot faci un upgrade, să meargă pentru un full upgrade și să pună motorul cel mai mare, care îl poți pune pe un GTR, motorul de 3.2, dar la un cost destul de dureros. Nu pot să intru acum în toate detaliile cu toate modificările, dar s-a modificat motorul, deci motorul a fost de la zero, cu ciment, jumătate din motor e cu ciment înăuntru și complet toată evacuarea a fost nevoită practic de o nouă evacuare pentru motorul respectiv și plus alte chestii s-au făcut acolo. Total, aproape 40.000 de lire s-au investit în motor și în evacuare. Pentru că altceva nu a modificat nimic. Da, cred că am mai schimbat și calculatorul. Deci vorbim de calculator, motor și evacuare. Aproape 40.000 de lire sterline investite. Serious? Apoi a fost problema cu cutia. Cutia nu a rezistat puterii, cutia care era o cutie secvențială și a trebuit să pun o cutie în 6 trepte, care din nou a costat undeva la 8-9.000 de lire, dacă bine țin minte. Deci ca idee generală, undeva la aproximativ cu minus plus 50.000 de lire. Au mai fost multe mărunțișuri care au apărut după aia, pompe, chestii, căblăraie și așa mai departe. Trecem peste ele aproximativ la 50.000 de lire. Deci avem 80.000 de lire exact aici în fața noastră. Ai zice că mașina asta costă 80.000 de lire. Nu ai zice niciodată. Dar dacă te duci la o tură cu mașina asta, sunt ferm convins că nu ai experimentat în viața ta așa ceva. Deci atunci o să zici, ok, merită banii. Sunt foarte, foarte scumpe și foarte, foarte greu de întreținut aceste mașini. Pot să zic că sunt mai scumpe de întreținut sau mult mai scump de întreținut decât un Lamborghini sau un Ferrari. Serviciul faci undeva la 500.000 de kilometri. Deci schimbi uleiul, schimbi filtrul de ulei. Mereu trebuie să stai cu ochii pe temperatura uleiului, pe apă, pe absolut tot. Deci necesită o atenție extraordinară pentru a o păstra în condiția perfectă de funcționare. Poate vi se pare o abureală toată treaba asta cu costurile, dar vă asigur că există chitanță și factură pe absolut orice piesă pe care s-a montat la acest motor și banii sunt justificați. În caz că cineva e interesat să cumpere această mașină, după cum am menționat, mașina este de vânzare și se poate demonstra absolut toată munca și toți banii care s-au investit, s-au cheltuit în ea. Bineînțeles că niciodată nu o să iei banii aia înapoi, adică Marius nu cere 80.000 de lire pe această mașină. Mai mult de 30-40.000 de lire nu cred că poți lua pe această mașină, pentru că pe nimeni nu interesează câți bani ai cheltuit tu. O mașină o faci pentru tine, exact același lucru a vrut să facă și Marius, să facă mașina pentru el, să o păstreze mult timp. Problema a fost că are două mașini și asta mai mult a stat decât a rulat-o.
Se gândește să mai înceapă un viitor proiect cu un R35 GTR și așa că trei mașini ar fi complet inutile pentru el și atunci s-a decis ca să folosească niște bani din această mașină pentru următorul proiect. Bun, hai să vă arăt puțin și la partea de interior. După cum am zis, interiorul e destul de stock, scaunele sunt stock, dar încă arată destul de bine și vă arătăm și la partea din spate. Hai să trecem și la partea de interior. Și exact cum ziceam, este destul de... Stai să închid ușa. La interior mașina arată destul de stock. Sunt foarte multe chestii pe aici, inclusiv un extintor. Ce avem în plus? Ar fi indicatoarele astea. Și astea două, cred că astea trei au fost montate în plus. Practic avem un temperatura la ulei și temperatura la apă și presiunea. Cutia de viteze este în 6 trepte, exact cum am menționat. Un schimbător Momo, care poate fi demontat seara ca să nu îți fure nimeni mașina. Și cam atât ar fi de discutat la interior. Să vă arăt și în spate, cam așa arată. Deci, da, o mașină de familie am putea zice la interior. În partea din spate, de la exterior, mașina arată destul de stock. Singurul lucru care ai putea să dai seama că e o mașină modificată sau o mașină cu putere mare, ar fi evacuarea asta mare, în care pur și simplu poți băga întreg pumnul și celebrele stopuri de R33 pe care toată lumea le recunoaște. Asta ar fi la exterior. În sub bară avem două pompe care scopul lor este de a răci diferențialul și transfer boxul. Nu știu dacă o să se vadă pe filmare, o să încerc să filmez și acolo. Și mai avem un portbagaj, pompele de benzină. Aici avem un extra rezervor de benzină, undeva la 5 litri. Scopul acestui rezervor este ca în momentul când mașina merge pe curbe sau se înclină să nu ajungă aer la pompele de benzină. Deci totdeauna e necesar să ai benzină în pompe ca să nu prindă aer fals. Aici mai avem celebra pompă de Bugatti Veyron. Dacă nu ați văzut niciodată cum arată o pompă de Bugatti Veyron, acum e momentul să vedeți cum arată. Și dacă nu mă înșel, această pompă a fost 800 de lire, deci destul de scumpă. Să mergem acum pentru un test drive cu această mașină. Marius o să ne demonstreze un launch control. Thank you.
mașină care o scoți odată la 2-3 săptămâni, te dai o jumătate de oră cu ea și o parchezi, ți-ai scos nebunile. Stânga, da, filmezi. De ce? Cam asta a fost prezentarea acestei mașini. O prezentare destul de complicată pentru mine și se vede că sunt foarte începător când vine vorba despre asemenea mașini, pentru că sunt multe chestii modificate, nu cunosc toți termenii, dar na, probabil o să mai învățăm pe viitor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine încă o dată. Până data viitoare, țineți aproape!